Marii campioni au hotărât să împărtășească din experiența lor micuților care vor să învețe tenis. Constanțenii Simona Halep și Horia Tecău au condus o lecție deschisă la Tenis Club Idu din Mamaia, alături de o altă mare vedetă, Sorana Cârstea. Cei trei campioni au petrecut aproape 4 ore împreună cu micii tenismeni în devenire, dar și cu ceilalți copii prezenți la eveniment, care îi văzuseră până acum doar la televizor. Este impresionant să fiu alături de ei astăzi aici, mai ales la Constanța. Mă gândesc și mi-aduc aminte că și eu am fost așa. Mă bucur foarte mult de această zi și chiar e impresionant ce se întâmplă astăzi aici. Mă regăsesc în fiecare. Eram și eu la fel ca ei. Am început de la 6 ani tenisul. Eram mic, timid, aveam emoții și exact cum au și ei acum și îmi amintesc de acele clipe. Foarte bine, mă simt în largul meu. Am spus-o de multe ori, am fost și de vârsta lor și știu ce înseamnă. Și am venit astăzi aici cu foarte multă bucurie. Copiii s-au bucurat pentru că au putut face câteva schimburi de minci cu Simona, Sorana și Horia și nu au plecat până când nu au luat autografe de la campioni. Îmi place tenisul, să mă distrez și să iau autografe. Cred că e ocazie unică în viață să joci cu mari campion mondial de tenis. Evenimentul Kids Day, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani, este la a doua ediție. Anul trecut, micuții din București au jucat alături de Horia Tecău și Sorana Cârstea.